Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. La mulți ani, iubiți credincioși, și Dumnezeu să ne ajute ca anul acesta să-L trăim pentru slava lui Dumnezeu. A trecut Crăciunul, a trecut anul 2021, iertați-mă că vă întreb. Oare cum a trecut 2021? Încet sau repede? Repede, repede, să știți. Așa trece și viața. Suntem un an mai înțelept. Psalmistul spunea așa: învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele, ca să putem căpăta o inimă înțeleaptă. Și eu continui să trăim frumos. Scriptura spune că viața omului, standardul, e de 70 de ori. Pentru cei mai puternici, mai figuroși, ajunge la 80 de ani. Mi-am adus aici un metru de croitorie, că poate chiar am mai putut să fie avut o forfică. Și eu vă arat așa. Până aici ai 80. Spunem pentru cei mai tari la 80. Dar eu spun așa. Eu sunt la volumul 54. Atât s-a dus. După mai pot fi atâta. Dacă ești la 70, o mai rămas atât. Dacă ești la 75, dacă ești la 78, dar întrebarea e așa. Cine poate spune că va ajunge celălalt an nou sau celălalt Crăciun? Nimeni. De aceea, astăzi, vrem să învățăm să investim în lucruri care merită cu adevărat. Una dintre resursele pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție este timpul. Și timpul are câteva ciudățenii. Ascultați-mă, vă rog, înainte de a începe predica. Timpul nu poate fi oprit. În sport există time-out, când antrenorul intră și dă o pauză. În viața reală nu poți lua o pauză de la timp. Timpul se scurge. Apoi, timpul nu poate fi stocat. Unii tineri spun, am timp destul, dar nu poți să-l pui la tinerețe undeva, să-l bagi într-o pisniță, să spui, pun timpul să-l stochez ca să-l am la bătrânețe. Nu, timpul se duce. Apoi, timpul nu-l putem împărți cu alții. Putem împărți pâinea noastră, putem împărți banii noștri, dar nu putem spune, uite, îți dau și ții un pic de timp. Mai trăiești un pic, îți mai dau un timp. Când s-a terminat timpul pentru tine, e gata. Timpul apoi e ireversibil. Ascultă-mă, ce ai stricat, ai stricat. Ce ai făcut, ai făcut. Nu mai pot întoarce timpul înapoi. De aceea fie înțelept și cu minte în fiecare clipă. Și mai e ceva. Timpul nostru e limitat. Și acum e mai limitat. De aceea trebuie trăit cu maxim de înțelepciune. Întrebarea e, care sunt lucrurile în care merită să investești cu adevărat? Care sunt lucrurile care merită să pui totul la bătaie pentru ele? Trei vom învăța în dimineața asta. 1. Investește în suflet. 2. Investește să slujești Creatorul. 3. Slujește semenii. Le iau foarte pe scurt, pe rând, pe fiecare dintre ele. În primul rând, investiția în suflet e investiția maximă. Mântuitorul spunea, ce va câștiga un om dacă câștigă lumea întreagă, dacă își pierde sufletul? Dacă aici avem un cântar cu două taiere și aici am pune un suflet și aici am pune toată lumea nu valorează cât sufletul.
Vă spun așa, în Evanghelie există două întâmplări, dacă pot spune așa. A fost un om întreprinzător, foarte întreprinzător. Avea avere, avea de toate. Și după ce Dumnezeu a dat belșug și binecuvântarea, nu știu ce am să fac, le stric pe cele vechi, fac altele mai mari. Și apoi am să spun așa, suflete, ai multe pentru mulți ani, bucură-te, veselește, trăiește. Și Dumnezeu a spus, omule, gândirea asta e nebună. Și acolo spune, nebunule, în noaptea asta se va cere sufletul de la tine și toate câte le-ai adunat, cui vor rămânea? A mai fost un om bogat, nu știu, un chitișa sau un românaș, avea 5 frați, trăia în porfiră, trăia în haine luxoase, chefuri peste chefuri. Și era un om sărat, scrie Evanghelia la ușa lui Lazar, omorât bogatul și surpriză, se trezește direct în iad. Și acolo îi vine mintea românie pe urmă și spune, părinte Avrame, mai am 5 frați în Chitișa, unii beau, unii blastemă, auzi, du-te și poate că se vor trezi și ei. Dar era prea târziu. Ascultă-mă cu atenție, sufletul e de cea mai mare valoare. De aceea eu vă chem astăzi, în prima zi din 2022, să faceți câteva lucruri cu sufletul noastră, să-L dăruiți lui Dumnezeu și să spuneți așa, Doamne Iisuse Hristoase, nu știu câte zile voi avea din anul acesta, dar eu astăzi, Doamne, sufletul meu îl pun la dispoziția Ta, curățește-l, Doamne, vreau să mă împac cu Tine, sufletul meu, Doamne, ți-l dăruiesc Ție, dă sufletul lui Dumnezeu. Asta e cea mai mare bogăție pe care o poți câștiga pe lumea aceasta. 2. Te provoc. Începe să-ți rănești sufletul zilnic. Nu cu televizor, nu cu antena 1, nu, uită-te așa cu YouTube. Ia Scriptura și ascultă-mă. Poate că spun prea mult. Ia un sal dimineața, un sal la amiază, ia un sal seara și lasă să-ți rănească sufletul. Și dacă până acum ai hobby și ai făcut de toate, începe să cânți lui Dumnezeu și acasă și pe stradă, cântă pricezne, cântă laudă lui Dumnezeu, umple sufletul cu lucruri de valoare. Și apoi vă mai spun ceva. Sufletul trebuie debarasat de patim, să spui, am patima asta, Doamne, izbăvește-mă, am și asta. Și apoi, mai mult decât atât, trebuie să învățăm să avem o gândire hristică. Adică să spunem, Doamne, vreau să gândesc ca Tine. Numai gânduri curate, numai gânduri pure, numai gânduri frumoase. Doamne, vreau să vorbesc ca Hristos. Toate vorbele mele, nici una de ciufală, nici una de blestem, ci vorbe ca și Hristos. Doamne, vreau să trăiesc. Toate faptele mele vreau să fie ca lui Hristos. Asta e cea mai mare investiție. Vă chem, ascultați-mă, nu există teză de doctorat mai mare decât un om care spune, Doamne, pun sufletul meu la dispoziția Ta. Doamne ajută-ne și Doamne ajută-ne să începem, că Dumnezeu ne-a mai dat har și ne-a mai dat zile. Apoi, investește să slujești Creatorul, Făcătorul, Ziditorul. În Cartea Eclesiastului, Înțeleptul Solomon spune așa, adă-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până când nu vin zilele grele, când mâinile tremură, picioarele tremură, nu mai auzi, nu mai vezi. Eu vă traduc acum. Investește în slujirea lui Dumnezeu cât poți. Mi-a spus un om de mult, avea 80 de ani, zice, acum mă duc și eu la biserică, nu mai am chef nici să mânc, nici să beau, dar numai te tremură aici. E bun să dai și rămășitele și coșul lui Dumnezeu. Dar ia tinerețea, puterea ta, dă-o acum lui Dumnezeu, slujește-L cu toată inima pe El. Dar întrebarea e așa, ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu? Ce înseamnă să-L slujești cu toată energia? Și ca să fiu mai
clari și nesofisticați, voi lua un caz din Biblie. E cazul prorocului Isaia, cel mai mare proroc al Vechiului Testament. Are 66 de capitole, dar în primele 6 capitole, primele 5, el știe ce face. Și era om ca și noi. Se compară cu concetățenii lui. Și de 10 ori spune, vai de tine popor, vai de tine neam, vai de tine beții. Ascultă-mă, ca să fii sub Dumnezeu, oprește-te să te mai compari cu tine sau cu mine sau cu altcineva. Compară-te cu Hristos. Totdeauna etalonul meu nu un om, ci Hristos. Și atunci totdeauna mă văd mic. Dar mergem mai departe. În Isaia capitolul 6, profetul intră în templu, în biserică. Și acolo are o vedenie. Îl vede pe Dumnezeu pe un tron înalt. Era heruvimii, serafimii strigau, Sfânt, 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 e Domnul Sabaot. Și apoi spune, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul lui neam, tot cu buze necurate. Și Scriptura spune că un înger a venit și a atins lui buzele. Sunt câteva adevăruri. Ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu? Ascultă-mă! Nu-L poți sluji pe Dumnezeu dacă nu te-ai întâlnit cu El. Repet, asta e foarte important. Până nu te-ai prăbușit înainte, nu se spune, Doamne, sunt un mare păcătos! Doamne, Tu ești aici! Până nu te-ai prăbușit înaintea Lui, iartă-mă că spune expresia asta, te faci că slujești. Imiți doar, e o imitație slabă. Punctul de început al slujirii lui Dumnezeu e când sufletul tău realmente se unește cu Dumnezeu. Îl vede pe Dumnezeu, își vede păcatele, le mărturisește, e împărtășit și omul acela cu adevărat trăiește o viață cu Dumnezeu. Repet, până nu ți-ai văzut toate păcatele, până nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, până nu le-ai mărturisit, dumneata nu slujești pe Dumnezeu. Și apoi acolo, în Isaia 6, spune, aude vocea lui Dumnezeu, cine va merge pentru noi? Și Isaia spune, iată-mă, trimite-mă. Cu alte cuvinte, poți fi un slujitor de Dumnezeu dacă l-ai întâlnit pe Dumnezeu, apoi auzi vocea lui și peste tot, te duci și îl predici pe el. Poate vei spune, părinte, eu nu sunt preot, nu sunt predicator, cum să-l predic eu pe el? Cum sunt domne, ești câteva, dacă ați fost într-un magazin de parfumuri, mergi acolo, nu te dai cu parfum, doar stai 5 minute în el. Când ai ieșit de acolo, deja miroși la parfum. Toată lumea spune, ce s-o parfuma doamna asta? Dar nu s-o parfuma, eu am intrat într-un magazin cu parfumuri. Ascultă-mă, dacă l-ai pe Dumnezeu în tine și dacă l-ai întâlnit pe el, peste tot vei transmite parfumul bunătății, parfumul iubirii, parfumul calmității. Cineva spunea, când stau cu femeia asta de vorbă, modihnește, Domnule, e atâta liniște transmite. Și așa sunt oamenii lui Dumnezeu. Și eu mai spun un gând aici. Dacă îl slujești pe Dumnezeu, Scriptura spune să-L slujești nu cu jumătate de măsură, ci cu toată inima. Să-L iubești pe Dumnezeu din tot sufletul tău, din toată puterea ta, din tot cu Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă măsuri limitate, jumătate de măsură. El vrea totul. Ce merită lumea aceasta? 1. Investește în suflet. Dăruiește Dumnezeu. 2. Slujește-L pe Dumnezeu cu toată puterea. Și 3. Slujește-ți semenii. Ce înseamnă asta? Iubește-i. Roagă-te pentru ei. Vreau să știți că în lumea aceasta, după Dumnezeu, omul e de cea mai mare valoare. Hristos. Hristos a murit pentru oameni. Și vă spun așa, la judecata de la urmă, în Matei 25, și acolo Dumnezeu pe Hristos va spune, vin o slugă bună și credincioasă, bine slugă bună și credincioasă, ai fost pus peste puține, peste multe voi pune? Și l-au mai spune ceva. Am fost la spital și ai fost pe la mine. Am fost gol și m-ai îmbrăcat. Am fost flământ și m-ai îmbrăcat. Și vedea de mâncare. Doamne, dar când am făcut noi asta? Când ați făcut la unuia din acești mai mici, frații mei? Ascultă-mă.
felul cum îl tratez pe cineva, felul cum îl slujesc pe cineva, mă va trata Dumnezeu în ziua veșniciei. De aceea eu vă rog, vă rog, să lăsați să curgă prin dumneavoastră o bunătate ca lui Dumnezeu pentru prieteni și pentru dușmani. Cineva spunea foarte înțeles și mi-am notat așa: vei fi răsplătit pentru bunătatea făcută. Cuvintele sunt ieftine. Orice ai pretinde că ești, poți pretinde că ești o persoană bună, singura unitate de măsură pe care o ai sunt faptele făcute cu bunătate. Ți-aduc acum. Poți să spui, eu sunt om bun, 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 bun. Dacă fapta ta, dacă privirea ta, dacă când mergi în casa cuiva, Domnule, dacă simți că omul trebuie să te iei toată casa, nu ai nevoie de ea. Dar simți bunătate din inima mea. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: vorba sună, fapta adună. Există în Scriptură o credincioasă, o ucenică pe nume Dorca sau Tabita, numită Căprioara. I-a murit. Dar ea, înainte de a muri, făcea lucruri pentru văduve. O murit și a spus, uite, veneau femeile văduve și spunea: uite ce a făcut Dorca, am bluza asta de la ea. Noi am avut doi naști cu numie. Unul a fost Costela Săvoaie, Dumnezeu să-l odihnească. El a avut o organizație în Cluj, în care dădea zilnic la zeci de copii ai nimănui, le-a făcut un adăpost, a luat un cămin foarte, foarte mare și a adăpostit acolo. Sigur, am fost la mormântare, mi-a plecat repede, la 57 de ani. Și vă spun cum strigau copiii de acolo, erau mărișori, 17-18 ani. A plecat tata nostru, a plecat binefăcătorul nostru, a plecat cel ce ne dădea de mâncare în fiecare zi. Cine va avea grijă de noi? Dragii mei, eu vă chem să ne tratăm frumos și vă spun așa: este cineva care trebuie să-i spui te iubesc? Spune-i astăzi soțului, soției tale. Este cineva care trebuie să-i spui te iert? Spune-i astăzi că timpul trece. Este cineva care trebuie să-i spui îmi pare rău? Spune-i astăzi că vremea trece. Este cineva care e departe de Dumnezeu? Cheamă-l astăzi pe calea lui Dumnezeu. Dragii mei, timpul trece. Eu închei spunându-vă așa, de astăzi să începeți. Începe să investești din suflet. Tăruiește lui Dumnezeu. 2. Începe să investești slujindu-ți Creatorul cu toată inima. Și asta va primi răsplată. Și 3. Investește în a sluji semenii, ca în ziua aceea ei să te aștepte dincolo. Dumnezeu să ne ajute și pentru El să trăim acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.